știe toată lumea. Se dau bani cu stații, dar să facem proiecte. Și dacă ne gândim până la capăt, banii nu mă aduce în înăstea două, nu se poate duce un asemenea proiect. Îi prinde bine altea. Sau cel care va primi mandat. Părerea mea personală este că se impune să adoptăm un asemenea proiect de hotărâre. Da. În condițiile în care niciunul dintre noi n-am vrut să ne aplicăm sau a fost împotriva propunerilor pe care le-am făcut noi. Uitați-vă ce ziceam noi atunci. Alte servicii publice generale alegeri locale, 33.000 de lei, 330 de milioane. Ați observat acum hotărârea din guvern că toate sumele de bani care se vor folosi în campania electorală vor fi tirate de la guvern? Când am zis-o atunci, a trăit domnul contabil, care nu e acum aici, da? Sunt tot amule, se răspunde luțul de buletine. Mai departe, haideți să faceți, să vedeți dumneavoastră ce, unde să cheltuiesc sumele astea de bani care sunt trecute aici cu sutele de milioane de lei. La fel, de la tot felul de cheltuieli din astea care nu își găsesc nicio justificare la ora actuală. Dacă aprobăm studiul de fezabilitate, la prima rectificare de buget vom veni sigur și vom trece banii ăștia, 33 de mii lei, înseamnă 330 de milioane odată, care nu mai sunt necesare aici la alegerile locale și trecem unde trebuie. O să găsim să facem și pentru că la ora actuală se fac cărți, publicații și materiale documentare. 25 de mii înseamnă 250 de milioane. În condițiile în care fac și abonamente la primărie pentru monitoare oficiale și așa mai departe și în condițiile în care toate birourile primăriei există și internet. Voastră, v-ați retras cuvintele și n-ați vrut nici atunci. Și nu vreați nici acum. Eu consider că aceasta este ceva care dumneavoastră o puneți în momentul de față ca o, eu știu, o piedică ca să demarăm acest proiect. Nu vă mai spun că, așa cum sublinea și domnul Luțu, la nivelul comunii Priseaca, apa nu e bună de băut. Ce dacă îl faceți în perioada asta și-l aprobați? Așa cum se spunea și de alți antivorbitori, o să mergem și îl duce la bun sfârșit cine o fi atunci. Care este situația? Că nu ne trebuie miliarde să facem studiul de fezabilitate. Ne trebuie și îmi pare rău că domnul contabil este un laș și mă autorizează activitatea primarului de vreo 2-3 ani de zile care nu vine în ședință. În acest aspect ne trebuie o rubrică la lista investiții cu 10 milioane de lei. Hai să o găsim, domnule primar. E făcută rubrica, dar văd că dumneavoastră nu vă puneți de acord. Că dumneavoastră vă întâlniți și discutați alte probleme. De politică, de alte. Hai să discutăm în ultima vreme să discutăm viața comunistă. Pentru faptul că după bani mă duc eu, chiar dacă n-am pe nimeni pe pământul ăsta, eu sunt primit oriunde. Ce dacă nu mă primește la Consiliul Județean? Mă primește la București. Îl iau eu subțioară. Nu vă mai spun că ăsta cu modernizare, străzi comunale, o să fie iar în ședința viitoare. Iar o spuneți că ele. Vă întâlniți, vă pupuiți, la scorțuri, prea stres. S-a deschis, doamna Stoica, ați deschis cabinet politic în școală? Da, să nu mă supărați să mă duc la inspectora. Păi ați făcut. Eu atât, n-am făcut nimic. Am să mă duc doar la inspectora, să vedem de unde până unde. Ați deschis, uite să arăt ședințe aici. Totdeauna am trecut consilierii prin școală. Îmi place, a trecut. Nu s-a făcut nicio ședință, nu s-a încheiat niciun proces. Dar nu mă interesează, domnule. S-a făcut. Dacă dumneavoastră domnule stai în primărie. Am făcut altul. A doua problemă. Fiecare candidat la funcția de primar va avea în programul lui prevederea asta, domnule, introducerea fășicărului. Deci, orice candidat care va candida la primărie, de ce dumneata să nu pleci pe picior de egalitate cu domnul Luțu sau cu Gheorghe Florea sau cu altul și altul care va mai candida? Okay. Vrei să ai ceva în documente în plus? Nu. Ăsta e motivul pentru care... Bă, când că nu știi ce... La ora actuală nu știi ce vorbești. Mai sunt decât două luni. Nu știi ce vorbești. Ești mafon. Nu cred că moare cineva de apă în două luni de zile. Ești mafon. După alege cel care va fi, prima zi sau prima ședință de Consiliu, va avea proiectul ăsta pe ordine. Avem 2 ani, 3 ani de zile de când discutăm. Să fie 2 ani. N-ați vrut. Asta trebuie menționat. Nu mi-a fost dusă de sus. A fost rea voință din partea Consiliului. Da. Eu cei care au fost din partidul după ce s-au văzut consilieri, l-au abandonat de toate hotărârile și toate proiectele și au fost împotriva lui.
Ăsta e adevărul. L-au abandonat imediat, după o lună, două, după ce și-au văzut stați în căruță, l-au abandonat și n-au fost de acord cu nicio hotărâre a domnului primar. Nu eu, că n-am fost în partid cu domnul primar, mie nu mi se poate imputa nimic. Dar cei care au fost în partid și i-a făcut consilier și au mâncat bani frumos 4 ani de zile, l-au abandonat. Și acum vin să spună că n-a făcut primarul Drăguț. Asta e jignitor, domnule Șefănești, foarte jignitor. Și alții și astăzi au învățat bine. Să facem din la mine de la semnă. Am citit legea și am constatat că se poate repune pe rol un proiect de hotărâre, dar în aceeași ședință. Eu mă gândeam că acest proiect de hotărâre nu mai trebuia pus în discuție și că trebuia să avem pe ordinea de zi validare celui după lista altui consilier local. În primul rând, să vă informez că proiectul de hotărâre pe care l-avem în discuție are avizul favorabil la Comisiei de Finanțe, pentru că n-a fost dezbătut în 3 prezentări. Are chiar aviz favorabil la doamna secretară, care zice că sunt într-o ședință. Proiectul este legal. S-a Cristi, practic, cu scurile fi găsit dumneavoastră, dar în sfârșit, eu vă spun ce este. Ne facem de râs. La ora actuală, în condițiile în care un parchet de pe lângă judecătoria Slatina constată că consilierul Gheorghe Florea, în perioada martie-decembrie 2007, a încasat fără drept, deci ne mai timp consilier local, pentru că altfel n-avem indemnizație de consilier local. În condițiile în care domnul Gheorghe Florea recunoaște și regretă în mod sincer fapta comisă. O să citiți din ăsta. Și pare rău de domnul Ștefănescu, pentru că e profesor de română și trebuia să traducă și domnului Gheorghe Florea așa ceva. Spune-ne. În condițiile în care dumneavoastră ai spus și regretat în mod sincer fapta comisă. În condițiile în care același partid al domnului Gheorghe Florea a fost gofilit. Pentru că dumneavoastră a semnat domnul și acum a căzut dintr-un anapta, că în adresa care a trimis-o la judecătoria la tribunal, a scris, ne vom angaja apărători, iar la termenul când a fost instanță în anga de mărturie mincinoasă sub semnătură și ștampilă. În adresă scrie, rugăm să amânați cauza, că ne vom angaja apărători. Și aia e mărturie mincinoasă sub ștampilă și semnătură prin act oficial. Pe 3 luni de zile, o sancțiune și nu mai primește indemnizația la direcție. A patra victimă o să fie cei care, într-adevăr, nu vor să înțeleagă pentru 2 luni de zile pe cum pot eu să mai fiu consilier local în condițiile în care zice clar, încetează de drept cine? Parchetul de pe lângă trebuie judecătoria Slatina. Bineînțeles, mă interesează postul de primar. Unde o să fac o campanie deosebită pentru a și realiza acest obiectiv. Vedeți dumneavoastră în ce stadiu este localitatea. Referitor la ce spune domnul Rusu, cred că s-a constatat că toate demersurile pe care le-a făcut dumneavoastră împreună cu domnul primar, nu s-a concretizat mare lucru. Acolo unde au făcut dumneavoastră să se atingă, n-au realizat nimic. Și nu o să realizeze. Faptul că se ocupă numai de asemenea probleme este un lucru foarte grav. Localitatea Tristeaca nu are nevoie de asemenea probleme și de asemenea oameni.